Am revenit pe canapeaua electorală, am văzut până acum traiectoria politică a lui Klaus Iohannis, vom vedea și lansarea pe care a avut-o. Spuneați, domnule profesor, ceva mai devreme că în cazul în care Victor Ponta ajunge președintele României, apropo de lansări, că suntem acum în zodia probabil lansărilor... Probabil că întotdeauna, în 20 septembrie, toată România va ieși pe stadioane și va sărbători ziua președintelui, cum era de 27 ianuarie, la tovarășul Ceaușescu. Păi vom avea încă o zi națională, nu? Încă o zi națională. Deci dacă se poate face o lansare cu ocazia zilei, evident, dacă domnul Ponta va ajunge președinte, sunt sigur că pe stadioane se va sărbători ziua președintelui. E, mai sunt 6 săptămâni până atunci, vom vedea cine va ieși președinte. Până acum, mergem mai departe, Klaus Iohannis, lansarea. Să vedem. Despre ce sunt alegerile din noiembrie? Foarte simplu. Vrem încă 5 ani de scandal? Sau vrem un președinte care dă o direcție, care vine cu o viziune și așează oamenii la masa dialogului? Cred în democrație și libertate. Cred în politica făcută cu seriozitate și respect pentru oameni. Cred în lege și corectitudine. Cred în lucrurile bine făcute și cred în România. Acestea sunt valorile mele. Acestea sunt angajamentele mele. Cu ele vin în fața dumneavoastră. Și împreună vom construi România lucrului bine făcut. Klaus Iohannis a fost însoțit de principalii lideri ACL care nu au ezitat să-l atace pe premierul Ponta. Klaus Iohannis! A adus la Sibiu investitori români și străini. De Ponta investitorii fug ca dracu de tămâie. Și în fiecare zi sute de firme românești dau faliment. Klaus Iohannis va face de la Cotroceni pentru români ce a făcut pentru sibieni din primăria Sibiului. Klaus Iohannis va finaliza procesul de occidentalizare a României. Bine v-am găsit, oare n-ai dreptei? Sau din piepturile voastre strigătul de luptă, strigătul victoriei, pentru cine ați venit astăzi aici? Le este frică! Le este frică pentru ceea ce au făcut și pentru faptul că au început să dea seamă pentru toate fără de legile pe care le-au făcut. Le este frică de voi! Le este frică de toți oamenii liberi din țara asta. Trebuie să avem curajul să dăm bătălia cu mașinăria lor electorală. Să formăm un guvern din cei mai competenți și integri oameni pe care îi avem în partidele noastre. La lansarea candidaturii lui Klaus Iohannis a fost invitat și secretarul general al PPE, Antonio López Isturiz. Așadar, am urmărit lansarea candidaturii lui Klaus Iohannis, un bărbat înalt, la fel de înalt, cel puțin, ca premierul Victor Ponta. Domnule profesor, cum îi vedem? Iată, se întâmplă ceva, că o să putem alege dintre două personalități extrem de diferite. Nu o să alegem după aspectul fizic. Spuneți diferite, repede, vreau să fac un parcurs al lui Klaus Iohannis, pentru că are câteva coordonate total aparte și neobișnuite în CV-ul unui candidat la prezidențiale. Pe de-o parte, aparține unei minorități etnice. Un lucru, mă rog, nu este o problemă, dar e un lucru neobișnuit. Doi, are o candidatură incertă. În orice moment, în alta curte, poate să-i spună, domnule Iohannis, sunteți incompatibil. Trei, într-o țară aproape fundamentalist-ortodoxă, domnul Iohannis nu este ortodox, este protestant, este evanghelist și patru, într-o societate românească tradiționalistă, unde familia și copiii au un loc aparte, unde despre familie și despre copii se vorbește foarte mult, Iohannis nu are copii și mai mult mărturisește într-un mod emoționant, de altfel că nici nu poate să-i aibă. Da, sunt criterii foarte, foarte exterioare, toate pe care le-a spus, că aparține unei minorități. Obama sper că nu aparține unei majorități a americanilor. E, da, aici continuăm. Dacă acum ne pregătim să schimbăm
două mandate ale lui Barack Obama și în Statele Unite se întâmplă o mare schimbare. Se așteaptă câteva mandate ale unei femei de stat. O femeie președinte, vorbim de Hillary Clinton. Poate că așa o să fie și după Iohannis sau după Ponta. Și la noi poate să fie o femeie președinte și nu o nevastă de președinte. Că o femeie președinte aș dori să fie o femeie care a ajuns în sfera publică prin propriile forțe, nu prin faptul că a fost atâta timp nevasta unui președinte iubit, controversat, apoi prea iubit de femei și așa mai departe. Să revenim la Klaus Iohannis. Iată, povestea cu discursul păstrează, din păcate, o amprentă care în România încă mai este acceptată. Este, spuneați la început că un președinte trebuie să poată să transmită mesaje. Prin acest mod de a comunica, poate deci, Iohannis să-și transmită Iohannis, mesajul? Cum s-a comportat la această lansare, s-a văzut că are un defect important în transmiterea mesajului. Adică, deși mesajul era frumos, important, da, așa, nu era înflăcărat, nu l-a prins nimeni încă. Sigur, aceasta este o greșeală care se poate corecta, sau dacă Iohannis are un ego prea dezvoltat, nu se poate corecta, că o să spună, nu, așa vorbesc eu. Dar îmi amintesc că președintele Constantinescu a făcut exerciții de dicție cu un celebru actor român și a ajuns să comunice cu publicul, pentru că la prima încercare mesajele lui nu ajungeau, nu știa cum să vorbească. Iohannis știe parțial, dar nu știe de tot și atunci mesajul pare că nu este din inima lui. De asemenea, n-aș fi lăsat vietmenii din partid să se ocupe ei de treburile murdare și să-l atace pe contracandidat. Dacă dar n-au venit cu laude. Poftim? Nu au venit cu laude la păi Iohannis. Păi nu, n-au venit cu laude, au venit cu critici la adresa celuilalt. Aș fi simțit nevoia să-i susțină mesajul, dar nu să lăudându-l pe Iohannis, ci Iohannis aș fi simțit nevoia la o lansare să vorbească despre principalul contracandidat, măcar dacă nu despre mai mulți contracandidați, el să nu lase pe alții să facă treburile murdare. Că înseamnă asta pentru structura interioară a lui Klaus Iohannis? Că este o structură destul de rigidă și care, cum să spun, nu este încă, dar nu înseamnă că nu ar putea... Este la fel de cameleonic și Klaus Iohannis? Nu este cameleonic. Nu este cameleonic, dar... Deci vreau să mergem în paralel. Deci dacă pe structura interioară a lui Victor Ponta identificăm structura cameleonică... Este copilul, revenind la Freud, este copilul care vrea tot timpul să fie cu șorțulețul curat, să nu fie certat, pentru că în vreun fel s-ar fi murdărit. Face ce trebuie. Deci, îi se potrivește povestea cu România lucrului bine făcut. Îmi amintesc cât am iubit această doctrină. Când a apărut cartea unui filozof român de origine poloneză, de la Iași, despre lucru bine făcut, pe vremea lui Ceaușescu, am fost extraordinar de surprins să descoper că filozofia s-a gândit și la acest lucru, că lucru bine făcut poate să fie un principiu de viață. Poate fie acest lucru bine făcut lipsește României. Deci asta este acceptabil. Este o direcție care ar putea să fie acceptabilă. Bineînțeles că poate că și alții au și alte idei bune. Oricum, putea să fie mai... Deci până acum avem așa, avem structură rigidă la Klaus Iohannis, da? O structură mai rigidă de personalitate. Spuneați dumneavoastră cu de religia. Păi noi suntem creștini cu toții, și ortodoxi, și evanghelici, și catolici. Cum adică?
nu este nici măcar musulman, dar și musulmanii ar putea să fie și un președinte musulman dacă își respectă în modul de esențial religia și dacă nu amestecă cu politica. Ce să caute religia în politică? Ce dacă suntem 99% ortodoxi? Religia nu are treabă cu politica. Are treabă cu personalitatea fiecăruia. Faptul cum normele religii, și acestea sunt normele religii creștine. Ați văzut că le-a prezentat și a prezentat programul ca un crez. Cred în, exact așa cum este crezul. Colorată-i politica, iar cealaltă... Cu decalogul a venit Monica Macovei. Poftim? Mai departe mergem. Spuneți-mi, vă rog frumos, să revenim. Structura rigidă, da, pentru Klaus Iohannis și încă care la, câteva caracteristici. La această lansare s-a văzut că l-a dezavantajat. S-a văzut. Eu nu spun că cineva să se aprindă instantaneu, dar nici să se aprindă cu întârziere, da, așa, nu se poate. Trebuie mai multă afectivitate pusă pe față, pentru că dar s-ar putea că și-o nu e adevărat, cred că și-o ascunde. Sunt oameni, în viața de toate zilele, avem toți prieteni, cunoscuți, și cei care își ascund sentimentele. Pentru că cred ei că e mai bine așa, ești mai... Și dacă sunt oameni care își ascund sentimentele pentru că așa cred ei că e mai bine așa, aș vrea să continuăm și să vorbim despre femeia candidată la președinție, femeia care a tulburat cel mai tare apele politicii în ultimul deceniu. Vorbim acum de Elena Udrea, cea care a ajuns din postura de consilier local într-o perioadă relativ scurtă, da, la cea de candidat la președinția României. Avem un material pregătit în acest sens, să-l urmărim. Elena Udrea, despre care președintele Traian Băsescu crede că va deveni un politician de forță în România, este cel mai tânăr candidat la alegerile prezidențiale. În vârstă de 41 de ani, Udrea a absolvit dreptul și este doctorant în științe militare. Debutul în politică și-l face în urmă cu 10 ani, când a obținut un post de consilier la alegerile locale. Traian Băsescu, după ce câștigă alegerile din noiembrie 2004, îi oferă postul de șef al Cancelariei Prezidențiale. După doar 10 luni de la ocuparea funcției, Elena Udrea demisionează. După plecarea de la Cotroceni, Elena Udrea s-a înscris în Partidul Democrat și devine în niciun an secretar executiv. Udrea a declanșat o criză politică majoră în plin război al palatelor în ianuarie 2007, vorbind despre un bilețel trimis de premierul Tăriceanu președintelui Băsescu. În acel înscris, premierul i-ar fi cerut președintelui să intervină la parchet pentru omul de afaceri Dinu Patriciu, într-un proces care viza Rompetrol. Afacerea Bilețelul a dus câteva luni mai târziu la ruperea Alianței Dreptate și Adevăr și la ieșirea democraților de la guvernare. În 2008, după ce Partidul Democrat câștigă alegerile și Emil Boc este desemnat premier, Elena Udrea este numită ministru al turismului, iar după remanierea din 2009, ministru al dezvoltării regionale și turismului. Își menține postul până în 2012, când își depune mandatul. După ce devine la alegerile din 2012 deputat în Colegiul Roman, în martie 2013 Udrea candidează la șefia PDL, acuzând proasta organizare a alegerilor locale. Pierde alegerile interne în favoarea lui Vasile Blaga. În ianuarie 2014, Udrea demisionează din PDL și se înscrie în nou înființatul partid Mișcarea Populară. Devine mai întâi președinte, apoi este desemnată candidat la prezidențiale, după ce îl înlocuiește pe candidatul inițial, Cristian Diaconescu. Candidatura la fotoliul pentru Cotroceni este susținută activ de președintele Traian Băsescu, care crede despre ea că este un adevărat om de dreapta. Un adevărat om de dreapta sau nu este femeia candidat la prezidențiale? Aș vrea, domnule profesor, să mă ajutați și să-mi explicați cum o văd femeile, cum o văd bărbații, dacă ar vota-o bărbații, dacă ar vota-o mai mult femeile, și vreau să o facem din unghiul foarte clar în care ni se conturează astăzi Elena Udrea. Vorbim de o femeie bogată, dar în același timp o femeie divorțată, o femeie care nu are copii și o femeie care, întâmplător sau nu, în anul în care alege să candideze pentru Palatul Cotroceni, trece și acel prag psihologic pentru noi femeile de 40 de ani. Sigur, mă gândesc că Balzac spunea că pragul ăsta psihologic era la 30 de ani. Vă amintiți celebra carte a lui Balzac, Femeia la 30 de ani? Acum am mai trecut 100 și ceva de ani. Pragul psihologic e la 40 de ani.
ce să spun? Nu știu dacă este o femeie de... că am văzut că a primit diferite calificative. Așa, în orice caz, este un om politic. Și probabil că asta l-a atras în primul rând pe președintele Băsescu către acest personaj, faptul că îi seamănă, este un om, are ceva de animal politic, se orientează foarte repede în orice situație. Spuneați, a plecat din PDL pentru că n-au organizat bine nu știu ce. Păi, când doamna Udrea a organizat alegerile la București, le-a organizat așa de prost încât PDL-ul a luat cel mai mic scor în București. Asta că a mai avut și pași pe care s-a grăbit să-i facă, și asta este un defect, se grăbește să facă Bun, pași. Deci caracteristici de animal politic, spuneați, nu? Da, da. Așa, însă se grăbește... Cu tot ceea ce lucrul acesta înseamnă în bine și în rău. Care... Repede, câteva de bine și câteva de rău. Caracteristici. Ale unui animal politic, nu? Se orientează în orice situație și trage profit. Profit pentru sine sau pentru țară, în cazul de față? Pentru profit politic. Deci profit politic. Pentru sine asta nu discutăm. Nu discutăm acest lucru. Profit politic. De asemenea, se orientează întotdeauna spre partea bună. Nu știu cum a făcut până acum, s-a orientat întotdeauna spre partea câștigătoare. Niciodată nu s-a așezat în partea cealaltă. Are o energie foarte mare și importantă, dar cred că uneori își impune părerile fără să mai se consulte cu ceilalți sau când îi trece prin cap o idee care îi se pare bună din punct de vedere politic, din punct de vedere strategic, imediat o pune în practică. Lucrul acesta poate să coste foarte mult. Cine ar vota mai mult? Femeile sau bărbații? Deci, în mod surprinzător, femeile o să voteze. De ce? Ce văd în ea? Sau ce complex ar putea avea Elena Udrea și în ce ar putea încrede femeile care ar merge și ar pune ștampila pe numele ei? Păi este o femeie care a reușit. Deci asta este. Este o femeie care a reușit. Care și-a menținut independența, n-a fost bine în familia. Aceea când spuneți că ar putea să fie o chestie de neplăcută pentru o candidată la președinție. Bun, dar are Elena Udrea profilul unui președinte? O femeie care a reușit încă una. Încă n-are. Să aibă profil de președinte, un alt. Încă n-are. Deci încă nu are. Ce îi lipsește? Deci experiența. Experiența, capacitatea de negociere. Ați văzut-o pe Elena Udrea negociind cu cine? Nu trebuie să fie și un negociator președintele. Se acomodează, dăruiește foarte mult, are o afectivitate. Deci, iată că spuneați înainte de Klaus Iohannis, iată că la Elena Udrea de asta o să aibă votanți, pentru că transmite, are afectivitate, are inteligență emoțională, cum se spune acum. E caldă, ăsta ar fi cuvântul mai simplu? Nu e neapărat că e, sigur că ea încearcă și joacă mult cartea asta, dar are inteligență emoțională dezvoltată. Și, după cum auzeam pe la dumneavoastră, un comentator că ar fi foarte inteligentă și așa în ce ai măsurat. Vorbeați de o carte și nu vreau să încheiem emisiunea fără să nu prezentăm o carte la care dumneavoastră lucrați. Nu știu cum se întâmplă aici, coincidență sau nu, mereu înainte de prezidențiale apare această carte pe care o veți și lansa, nu? Săptămâna viitoare, marți? Săptămâna viitoare, marți, aștept toți spectatorii noștri și toți bucureștenii. Marți, 7 octombrie, da? Ora 12 trecut de fix. Loc unde are psihopolitica, loc. Da? Psihopolitica este o analiză socială și politică în stil caragelian, pentru că noi, vrem sau nu vrem, suntem țara lui Caragiale și nu a lui Freud.
Și aștept toți telespectatorii noștri la o lansare deosebită la pavilionul H, unde s-a deschis cea mai mare berărie din Europa, unde ar putea să fie altfel miticii din București, alegători, ca să afle. Parte care redă portretele psihologice ale tuturor, să spunem, oamenilor politici, nu? Da, din activi pe scena cei politică care românească. Sunt activi, cei care sunt urcați mai sus. Și văd că este o carte foarte la zi. La un moment dat apare portretul psihologic al Ioanei Maria Petrescu. Fiind jurnalist de economic, nu am putut să nu remarc faptul că și doamna Usturoi apare în această carte. Cartea este foarte la zi, este adusă până după vizita doamnei ministru la Cotroceni. Atunci am predat manuscrisul la tipar. O carte la zi nu și este o carte de pronosticuri. Nu este o carte de pronosticuri electorale. Astea o să încercăm să le facem împreună pe da, absolut. Ce... Împreună de-a lungul celor dar un lucru... șase ediții pe care le vom avea de acum înainte. Vom face categoric portretele psihologice clare ale tuturor celor 14 candidați înscriși în lupta pentru Cotroceni. Aceasta a fost prima ediție a emisiunii Canapeaua Electorală. Vă așteptăm weekendul viitor, sâmbătă viitoare, 18:30. Până atunci să aveți un weekend plăcut. Mulțumim frumos! În meseriile noastre tot tinerii sunt viitorul. Și la școală pot învăța cel mai bine valoarea cinstei, bucuria lucrului bine făcut, dar și o meserie care, vorba aia, e brățară de aur. Alege Buceci. Împreună susținem proiectul Meserii pentru